Eu cred că a venit vremea și asta o spun și ca cetățean, și ca tată, ca om nu am o siluetă care să fie de invidiat pentru că am o viață dezorganizată, dar cred eu că a venit vremea să promovăm producția românească de alimente și consumul de alimente românești. Cu cât sunt produse pe rețetele tradiționale, cu atât ele sunt mai bune pentru sănătate. În plus de asta, mâncarea românească nu e întotdeauna o mâncare ușoară, dar asigură un necesar caloric care să dea o dezvoltare corectă. Așa că eu vreau să văd produse românești și în piețe și cred că ăsta va fi un punct major al programului nostru, de a stimula producătorii să vină cu produse în piețe, în piețe autentice, dar îmi place și în egală măsură să văd extinderea în supermarketurile din București a raioanelor de produse românești. E un sentiment național, e un sentiment care trebuie cultivat și eu îl felicit pe domnul ministru și cred că ce face dânsul deschizând real curtea ministerului pentru producători și pentru cei care promovează produsele românești, să fie repetabil. Asta ar trebui să fie făcut la nivelul tuturor primăriilor de sector și, de ce nu, periodic, în zonele de agrement ale Bucureștiului, unde oamenii pot să vadă și altceva decât mâncarea cealaltă, nesănătoasă.